Bine v-am găsit la o nouă ediție Real IT, sunt Cristi Dorombach. Zilele acestea se sărbătorește Ziua Siguranței pe Internet, Safer Internet Day, și această zi are ca scop promovarea utilizării într-un mod mai sigur și responsabil a tehnologiei online și a telefonelor mobile, mai ales de către copii și adolescenți. În 2018, la nivel internațional, sloganul evenimentului este Creați, conectați și împărtășiți respectul, un internet mai bun începe cu tine. Și dacă tot vorbim despre siguranță, unul dintre trei utilizatori de internet a recunoscut că și-a spionat partenerul în mediul online, iar jumătate dintre persoanele incluse în aceeași categorie dezvăluie codurile PIN și parolele telefonului partenerului sau partenerei lor. Potrivit studiului, 80% dintre utilizatorii globali de internet sunt de părere că în cuplu ar trebui să existe un spațiu personal atât în mediul online cât și în afara lui, iar 70% dintre respondenți pun mai mult preț pe relații decât pe propria intimitate. Însă jumătate dintre respondenți dezvăluie codurile PIN și parolele partenerului sau partenerei, iar un sfert dintre ei au chiar și amprenta digitală instalată pe dispozitivele partenerilor. Producătorul de calculatoare Dell, al treilea la nivel mondial în funcție de livrări, ar putea să fie achiziționat de producătorul de software VMware. Dell a achiziționat însă furnizorul de soluții de stocare în 2016 cu 67 de miliarde de dolari, aceea fiind cea mai mare tranzacție IT din lume. Ca urmare a achiziției, Dell a ajuns să dețină și un pachet de 82% din acțiunile VMware. Acum ar trebui să aibă loc o fuziune între cele două companii, dar în sens invers. În momentul de față, compania Dell are pierderi în domeniul laptopurilor odată din cauza concurenței, dar și a telefonelor mobile. Pe de altă parte, Dell are profit pe partea de servere, fiind unul dintre producătorii importanți, iar VMware produce software pentru virtualizare, adică pentru aceste servere produse de cei de la Dell. În urma acestei fuziuni, se așteaptă ca Dell să revină pe bursă și să-și îmbunătățească situația financiară. Platforma online YouTube va semnala utilizatorilor săi dacă reclamele difuzate provin din surse media finanțate de un stat. Aceasta în încercarea de a răspunde criticilor care îi se aduc privind gestionarea conținutului video. Astfel, YouTube va plasa mențiuni sub conținutul video provenind din surse media finanțate public de un guvern, spre exemplu, iar oficialii companiei precizează că această opțiune funcționează deocamdată doar în Statele Unite. Ce apare sub videoclip, deasupra titlului, include un link spre enciclopedia online Wikipedia pentru ca utilizatorii să poată afla informații în plus despre cei care au difuzat conținutul. Cam atât pentru astăzi. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.